prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție Turism la tine acasă. Căldura sufocantă din oraș m-a îndemnat să-mi fac bagajele și să pornesc în călătorie, de altundeva decât la munte. Am găsit o locație de vis în care să mă cazez și anume complexul turistic Cheile Buții. Larisa Firiza, Anca Bota, de la Turism la tine acasă. Am venit să mă cazez aici la dumneavoastră, dacă îmi puteți arăta mai întâi niște camere. Cum să nu? Avem camere disponibile, mergem împreună să vă alegeți camerele care sunt pe gustul dumneavoastră. Hai! Perfect! Foarte frumos aici, îmi place camera. Ne aflăm aici în cabana turistică Poiana Soarelui, care are o capacitate maximă de 45 de locuri în 21 de camere. Sunt 3 camere triple, sunt 9 camere cu paturi separate, twin, și diferența de 9 camere sunt camere matrimoniale, ca aceasta în care ne aflăm acum și pe care am să vă o prezint dumneavoastră. Camera este dotată cu televizor, cu televiziune prin satelit, minibar, baie proprie, garderobă, spațiu pentru bagaje și 2 balconaje. Foarte frumos și cred că o să aleg această cameră să rămân în noaptea aceasta aici. Mă bucur că vă place, este foarte apreciată și de oaspeții noștri și vă doresc un sejur plăcut. Mulțumesc! Camera are 2 balconașe cu vedere către curtea interioară, în care în fiecare dimineață vă puteți servi cafeluța, un ceai cald și să vă bucurați de priveliștea din jur. Și de liniștea de aici. Și de liniște. O dimineață minunată să însorită, răsăritul soarelui se poate vedea fără nicio problemă din aceste balcoane. Este o priveliște încântătoare și cu siguranță veți rămâne cu o imagine splendidă pentru toată perioada vacanței dumneavoastră. Ok, așa o să fac. Aici îmi voi servi cafea mâine dimineață. La fel de frumoasă. Da, ne aflăm într-o altă cameră matrimonială, de această dată la etajul 1. Este o cameră cu același tip de dotări, televizor, minibar, baie proprie. Decorul este puțin diferit, draperiile, perdelele, covertura de pat sunt în alte nuanțe, dar este o cameră la fel de liniștită și de frumoasă ca cea pe care am văzut-o mai înainte. Singura diferență ar fi că această cameră nu are balcon, dar nu este un inconvenient, clienților le plac camerele diversificate și să sperăm că și dumneavoastră apreciați acest lucru la locația noastră. Bineînțeles că apreciez, la fel ca orice turist, acest lucru. Eu zic să mergem să mai vedem și alte camere.
cu siguranță mai sunt și alte camere de văzut. Haideți! Acum o cameră dublă cu paturi separate, un twin, care este foarte solicitată de companiile care își trimit departamentele la team building. Ce activități desfășoară ei aici? De obicei vin să se bucure de liniștea și de frumusețea zonei, desfășoară activități extreme, sporturi extreme, rafting, tiroliană, cățărări și alte astfel de sporturi și printre ele își mai fac timp și pentru câte o ședință, de aceea să mergem să vă prezint și sala de conferințe. Sigur că da! Este situată în cabana turistică Poiana Soarelui, la etajul 1. Mesele se pot aranja diferit în funcție de solicitările oaspeților noștri și de tipul de activități pe care le vor desfășura în această sală. Este dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, sistem audio, flipchart și în principiu cam tot ce este nevoie pentru a desfășura ședințele în condițiile cele mai bune. Câte locuri sunt aici? De câte locuri este această sală? Așa cum sunt așezate mesele în momentul de față, sunt 32 de locuri, dar se poate merge până la 50-60 de locuri dacă se aranjează în stil amfiteatru. Destul de mare pentru toate tipurile de activități. Am avut prezentare de produse farmaceutice, traininguri, chiar și ceva jocuri s-au desfășurat în această sală. Deci, în principiu, este o sală polivalentă, ca să spun așa, nu neapărat numai de ședințe. Frumos, îmi place aici. Și cred că orice angajat s-ar simți minunat într-o astfel de sală de conferințe. Asta am vrut și noi când am gândit această sală de conferință și am amenajat-o în acest fel. Parte de căldura din marile orașe, da, aici este foarte bine. Ne aflăm acum în cabana turistică Cuibul cu Dor. Este prima clădire construită în cadrul complexului Cheile Buții. La parter găzduim restaurantul și terasa.
Iar aici ne aflăm la etajul 1, unde, după cum vedeți, sunt camere. Câte camere aveți aici? Sunt 12 camere matrimoniale, cu baie proprie, televizor și minibar. Prieteni, știu că imaginile sunt grăitoare, dar ca să aflăm mai multe despre complexul turistic Cheile Buții, stăm de vorbă cu... Mă numesc Larisa Firiza și împreună cu familia suntem inițiatorii acestui proiect, Complexul Turistic Cheile Buții, proiect care și-are începutul în 1996, când a fost prima dată inaugurată această locație, care inițial nu am gândit-o ca o locație cu destinație turistică. Am vrut să facem ceva pentru uz personal, un loc în care noi cu familia, prietenii să ne adunăm, să ne relaxăm, să ne bucurăm de frumusețile zonei, dar în urma timpului petrecut aici în zonă ne-am îndrăgostit efectiv de acest loc și la cererea turiștilor care urcau către traseele din Retezat, am hotărât să deschidem ceva și pentru aceștia. Să transformăm practic locația în ceva și pentru cei care doresc să petreacă împreună cu noi în această zonă minunată, câteva zile de liniște și de relaxare și să-și încarce bateriile împreună cu noi. Aveți o istorie destul de lungă. Da, istoria este destul de lungă și în ultimii 10 ani locația a suferit mai multe transformări, reamenajări, ne-am extins, am diversificat serviciile oferite oaspeților, de la partea de agrement la partea de servicii de masă, servicii de cazare. Am încercat să fim în ton cu trendul din turism din țară și din toată Europa și să ne ridicăm la așteptările oaspeților noștri. Inițial, ce a fost? Inițial a fost... Câte locuri de cazare ați avut? Inițial a fost doar clădirea pe a cărei terasă ne aflăm acum, cabana turistică Cuibul cu Dor, care avea 25 de locuri și ulterior ne-am extins creând alte 45 de locuri de cabare într-un corp total nou și la care am încercat să ridicăm standardele de servicii și dotări oferite și să mulțumim cât mai mulți oaspeți care ajung să ne calce pragul. Spuneți-mi, vă rog, cum se ajunge aici la complex turistic Cheile Buții? Locația noastră este situată în poarta sudică de acces, la Parcul Național Retezat și accesul se face din drumul DN66 pe varianta DN66A, drumul ce leagă Petroșani de băile Herculane. Din păcate este un drum în construcție care nu s-a finalizat, dar este accesibil pentru orice fel de mașină, până la locația noastră fiind asfaltat. Deci nu sunt probleme. Am văzut că nu sunt probleme în niciun anotimp. Turiștii pot veni și iarna și primăvara și vara cu orice fel de mașină. O să consult și o hartă. Să văd exact
hartă, dacă doriți, și noi am pus la dispoziția potențialilor oaspeți pe site-ul nostru oficial www.cheile-buții.ro explicații și hărți de acces către complexul turistic Cheile Buții. Deci găsiți pe site-ul nostru toate detaliile, astfel încât să nu vă rătăciți pe drum. Cei care vin aici și se cazează, ce le oferiți? Oferim servicii variate, oferim pe lângă ce oferă zona, în primul rând, frumusețile naturale și liniște și tot ce ține de bogățiile Parcului Național Retezat. Noi oferim servicii de calitate, cazare, servicii de masă, avem un restaurant cu specific tradițional, dar și internațional. Marea noastră atracție sunt produsele pe care le pregătim noi și aici mă refer la produse din fructe de pădure, ciuperci și tot ce se mai găsește aici în zonă, deci toate dulcețurile le pregătim noi, la fel și murături, amănătărci, ribi, bureți de fag, care nu sunt bureți de cultură, sunt efectiv culeși și aduși de la centru de recoltare de aici, din câmpul lui Neag. Siropuri naturale, de afine, salcâm, tei, socată, toate aceste produse pot să le consider ecologice și naturale și turiștii de obicei când vin la munte lucrurile astea le caută, să se bucure și să se înfrupte din bogățiile pe care zona le are de oferit. Abia aștept să le gust! Cu siguranță veți avea ocazia mai târziu să gustați din toate și să vă spuneți și dumneavoastră părerea dacă am făcut o treabă bună. Sunt sigură că tot ce e natural este și sănătos și bun și gustos. Vor fi cu siguranță și pe gustul dumneavoastră. We'll be right back.
mititei, cârnați tradiționali, cotlet afumat, care sunt făcuți la noi în această unitate, după o rețetă proprie. Cum primesc turiștii aceste produse? Turiștii aceste produse le primesc cu cea mai mare plăcere și tot timpul sunt invitați să vină la noi să servească aceste preparate românești. Arată delicios și o să și gustăm, să vedem cât sunt de bune. Este incredibil de bun și abia aștept să aflu secretul bucătarului. Ce-mi recomandați? Ce traseu îmi recomandați să urmez? De la complexul turistic Cheile Buții pleacă mai multe trasee în retezatul mic și spre vârfurile înalte din retezatul mare, ramura de nord a munților Retezat, către lacurile glaciare, lacul Bucura. Sunt trasee de o dificultate mai redusă, dar și de dificultate complexă pentru toate persoanele accesibile și celor care nu au o condiție fizică mai bună și celor care practică an de an hiking-ul în munții din România sau poate și din afară. Sunt peșteri de interes major speologic, sunt stâne ecologice la care se poate ajunge și se pot vizita. În principiu, chiar cel mai mare traseu este traseul marcat cu cruce roșie pe ruta Cabana Buta, Șaua Plaiul Mic, Poiana Pelegii, Lacul Bucura. Sunt multe ramificații, sunt variante de traseu, se pot face circuite. Zona Retezatului Mic a devenit în ultimul timp din ce în ce mai populară, deoarece sunt cluburi montane și alpine care încep să organizeze fel și fel de evenimente, maratoane alpine, și pe timp de zi, și pe timp de noapte. O să fie chiar luna august un maraton inedit pentru România, va fi o cursă nocturnă pe vârfuri și prin aceste evenimente se încearcă promovarea zonei și un gen de turism neinvaziv, deci nu cu, eu știu, cu acces masiv de mașini, poluare, zgomot, deci tot ce se face, se face cu o bază materială redusă, cu zone de campare și se încearcă mobilizarea forțelor locale în a dezvolta zona. Mă gândesc că și dumneavoastră vă implicați în astfel de activități și dezvoltați aceste activități. Da, și nouă ne face plăcere, fiind mari iubitori ai zonei și ai turismului montan, să fim parteneri la aceste evenimente, parteneri oficiali prin anumite servicii pe care le oferim participanților sau discounturi sau punem la dispoziția lor baza noastră, infrastructura noastră de cazare, masă, la fel și mijloace de promovare pe site-ul nostru. Am încercat să promovăm aceste evenimente astfel încât cât mai multă lume să știe despre ce se întâmplă aici în Retezatul Mic, în zona Cheile Buții, și să își dorească să ia parte împreună cu noi la aceste evenimente. După drumeții, dacă se întâmplă ca turistul să mai aibă energie,
ce poate face aici la complexul turistic? În afară de drumețiile montane, noi punem la dispoziția lor o bază sportivă cu terenuri de tenis de câmp, panou de basket, fotbal, tenis de masă și echipamentul necesar dacă ei nu vin pregătiți de acasă cu echipamentul. Punem, de asemenea, mai avem biciclete pentru circuite montane care se pot închiria de la o oră până la interval de o zi sau și mai multe dacă avem solicitări. Avem echipament de paintball și mai multe jocuri care se pot dezvolta în baza acestui echipament. Avem locuri de relaxare, foișoare, băncuțe, un loc special de grătar unde turiștii pot să-și pregătească și ei produsele pe care doresc să le servească. Putem organiza foc de tabără, servicii de masă în aer liber, tocănițe la ceaun cu mămăliguță. Sunt multe, multe oportunități pentru turiști, multe variante de agrement și de relaxare. Numai să ajungă în zonă, să ne descopere și cu siguranță nu vor fi dezamăgiți de ce punem noi la dispoziție și de ce le oferă și zona. Și eu sunt foarte mulțumită și tocmai din această cauză eu vreau să-i anunț și pe prietenii mei, să-i anunț de această locație și să le spun impresia mea despre această locație, în afară de telefon, cum pot face asta. Pe lângă serviciile de telefonie mobilă care activează în zonă, noi avem internet disponibil gratuit, wireless, în restaurant și terasă, dar în același timp, dacă avem solicitări de la oaspeții noștri, zona se poate extinde spre sala de conferințe, spre camere. Acum, momentan, majoritatea oaspeților folosesc serviciile de internet în zona restaurantului și a terasei. Deci puteți să vă logați la contul de Facebook, să postați sau Twitter, să postați ce imagini doriți cu locația. Avem și noi un cont pe Facebook unde vă puteți spune impresiile bune sau recomandări dacă aveți despre locația noastră. Și deși suntem într-o zonă sălbatică, se spune că singura rămasă în Europa, nu suntem totuși rupți de lume, avem și internet și telefonie mobilă, punem la dispoziție și fax dacă este cazul, avem și imprimantă dacă e cazul, e nevoie să tipăriți ceva, pentru că avem persoane care în concediu nu pot totuși să se rupă 100% de activitatea de la servici și atunci este bine să fim pregătiți pentru orice solicitare. Spuneți-mi, vă rog, ce alte planuri de viitor aveți în legătură cu acest complex turistic? În primul rând, planul nostru de bază este să continuăm să gestionăm ce deja am construit și să menținem calitatea serviciilor oferite. Acest lucru este destul de greu, ținând cont de faptul că în zonă, după închiderea minelor, se găsește foarte greu personal calificat în acest domeniu, majoritatea fiind pregătiți pentru partea de minerit și nu pentru turism. Și acest lucru presupune eforturi mai mari pentru noi de a duce personal chiar de la distanțe mai mari, de la Târgu Jiu, de exemplu. Iar dacă acest lucru, și sunt convinsă că vom reuși, pentru că este ținta noastră principală să gestionăm bine ce am construit deja, există și planuri de extindere a afacerii prin construirea unui corp nou care să ofere servicii chiar de până la 4 stele, cu eventual o bază de tratament, un spa cu saună, masaj, jacuzzi, o piscină interioară, o sală de forță,
De asemenea, am dorit să diversificăm și serviciile de agrement outdoor, ce ține de partea de valorificarea traseelor montane și a bogăților naturale care le oferă zona, dar fără a deprecia calitatea acestora. Deci noi vrem să menținem zona la nivelul la care este cunoscută, o zonă sălbatică, curată și care să atragă cât mai mulți turiști. Iar în afară de acest lucru, cred că totuși cel mai important obiectiv este să reușim și să menținem promovarea mijloacelor de promovare a acestei locații și a zonei, în primul rând, pentru că dacă turiștii vor ajunge aici, cu siguranță vor dori să și revină, dar important este să știe că acest loc există în România, în Europa și să știe și cum să ajungă și ce pot face aici ca să se simtă bine în timpul unui sejur mai scurt, mai lung, fiecare în funcție de posibilitățile care le are. Iată deci o locație de vis. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc și care încă n-au ajuns aici. Mesajul meu ar fi că dacă nu au ajuns, au pierdut sau au multe de pierdut, pentru că zona este, și am repet, ceva minunat. Oferă bogății greu de găsit în alte părți, în România și în afară. Important este să știi să te bucuri de ele, să le valorifici și dacă vor ajunge, și cu siguranță după acest material mai multă lume va afla despre locația noastră, dacă vor ajunge aici, nu vor fi deloc dezamăgiți, vor fi încântați, vor avea de povestit multe și prietenilor și familiei și știți cum e, din gură în gură se află și e cel mai bun mijloc de promovare. Deci noi așteptăm pe toată lumea să fie oaspetele nostru și să cunoască împreună cu noi puțin din povestea minunată a munților Retezat. Ați ales să veniți aici la complexul turistic Cheile Buții. Noi lucrăm de mai mult timp cu Parcul Național Retezat și am făcut o investigație a pensiunilor, serviciilor care sunt oferite în zonă și am ales Cheile Buții pentru că am considerat că este un loc atât frumos din punct de vedere al naturii care înconjoară cabana, dar și în același timp are facilități atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Cum ar fi locurile de joacă, cum sunt aceste terenuri în același timp și restaurantele și acces la potești tematice în zonă.
călătorie se încheie aici. Mă despart greu de complexul turistic Cheile Buții și asta pentru că am avut parte de o ședere Davis. Nu uitați până sâmbăta viitoare când vă aștept cu multe alte surprize, pregătiți-vă bagajele, porniți în călătorie. Pe curând! Marian Matiu, managerul complexului. Noi, ca în fiecare an, suntem pregătiți. Cred că este de aceea mii sau poate pot să spun sute de mii de turiști, 150.000, 200.000, ne calcă și ne trec pragul. Noi suntem pregătiți pentru ei cu 4 bazine, cu apă termală, cu apă excelentă pentru nori, pentru tratarea anumitor boli. Bazinele sunt bazine în care pentru copii, bazine pentru cei care vreau ca să noate, dimensiuni de bazin olimpic. Avem un bazin dotat cu o trambulină, pentru că sunt foarte mulți donezi care practică acest sport. Aici. Da, bineînțeles, strand avem evenimente care se lasă cu câștiguri, special săriturile de la trambulină sau în od, zeci de tineri, fete și băieți vreau să se afirme și chiar e chiar ok și prinde foarte bine. Afară de strandul, dacă mi se face foc. Da, suntem pregătiți. Avem un restaurant chiar în față la intrarea complexului, pizzeria. Avem puncte de servit în nuntul strandului, servit mit la grătar, pui la rotisor, grătare. Avem puncte trebuie să fie înghețată, pieptoscolaci. Deci la capitolul mâncare s-au servit masa de gustul pe care pe căruia stăm destul de bine. Da, bineînțeles, avem un cabinet de masaj, avem doi masori. Încă, chiar pot să spun că avem două cabinete de masaj, deci cei doritori care vreau ca să treacă, să relaxeze, deci ok. Nu, deci avem în timpul săptămânii seară ardelenească, seară în care avem diverse formații de muzică populară, diverse muzicați de muzică populară, iar fiecare sâmbătă seara, Clubul Tarabose, un club foarte renumit, foarte cunoscut la noi în zonă și poate chiar în țara, cu DJ, cu animatoare, cu multă băutură. Nu știu, pot să spun că cred că facem față la cerințele turiștilor și de aceea vreau ca să invit cu mare plăcere ca să vină la noi.